Bine v-am regăsit la început de an, dragi cititori Herald. Înainte de toate, vă urăm la mulți ani, un an cât mai bun. Am început o nouă campanie online pe site-ul editurii Herald despre rezoluții, despre planuri, despre obiective la început de an, despre schimbări. Ce facem la finalul unui an? acea curățenie generală și, de asemenea, ce facem la începutul fiecărui, fiecărui an. Astăzi, alături de noi, la rubrica Cărți Deschise pentru Minți Deschise, aș putea spune chiar în premieră, este prima, prima emisiune, prima înregistrare de la începutul anului. Este alături de noi Ovidiu Young, life coach, instructor Teta Healing. Și ne-am gândit să vorbim, așa cum v-am spus puțin mai devreme, despre un subiect oarecum de actualitate, pentru că, iată, suntem în primele zile ale lui 2021. Cum privim acest an, poate și din perspectivă uh, psihologică și din perspectiva diverselor tradiții uh, spirituale? Uh, iată, puțin mai devreme, uh, pomenind activitățile pe care le desfășoară Ovidiu, am spus și despre. Teta Healing și pornim discuția noastră de la o carte, așa cum facem întotdeauna, venim înaintea dumneavoastră cu o prezentare și cu o recomandare de carte. Este vorba despre Mindfulness în acțiune, dezvoltarea armonioasă cu ajutorul meditației și a prezenței conștiente de Chogyam Trumpa, o carte publicată în colecția Mindfulness a editurii Herald. În traducerea Marilenei Constantinescu. Mindfulness în acțiune este, așa cum de altfel sugerează foarte bine și titlul, o carte despre mindfulness și despre aplicarea acestei stări în contextul întregii noastre vieți. Cartea se concentrează asupra practicii meditației ca instrument pentru dezvoltarea stării de mindfulness, atenția conștientă sau atenția de plină și explorează modul în care starea de mindfulness de conștiență ne influențează viața noastră cotidiană, viața noastră de zi cu zi. Este o carte, am putea spune, dedicată celor care doresc să exploreze starea de mindfulness prin intermediul practicii meditații și care de asemenea își doresc să aplice înțelepciunea provenită din meditație în viața cotidiană. Ovidiu, hai să o luăm așa un picuț cronologic. Ce facem noi la sfârșitul fiecărui an, sau mai degrabă spus, ce ar trebui să facem la sfârșitul fiecărui an? și cum întâmpinăm noul an, pentru că chiar mai devreme, puțin înainte de a începe noi să înregistrăm emisiunea, pomeneai de un curs despre intenții, ce înseamnă să venim cu această intenționalitate, intenționez să, îmi doresc să. Și atunci îmi setez cumva la început de an o serie de planuri, de obiective, de scopuri, de rezoluții pe care ar trebui să le fac într-un mod, dacă se poate, cât mai realist cu putință. Adică să nu ne dorim lucruri poate excentrice da, sau nerealizabile, pentru că, bineînțeles, la sfârșitul anului, când vom trage acea linie și vom face acel bilanț, acea curățenie, s-ar putea să fim dezamăgiți că nu am reușit să ne luăm ultimul tip de mașină. Da? Dar să încercăm să, să, să găsim, cum spuneai tu, foarte bine, un soi de echilibru între partea de intenții, de rezoluții, de scopuri, de planuri, de obiective și ceea ce este realizabil. În primul rând, mulțumim anului care a trecut și mulțumesc și eu pentru că sunt primul care deschide alături de tine această serie de emisiuni. Și le urez și eu multă bucurie, stare de prezență, conștiență și împlinire tuturor spectatorilor sau telespectatorilor. Și da, este foarte important să ajungem într-o stare de echilibru până la urmă între partea, să zic, mentală și partea de stare de energie. În primul rând, apropo de evenimentul de care ai menționat de pe 16 ianuarie, este important să setăm intenții, însă acestea nu se fac oricum. Și începem ca în relații, relația viitoare începe de la sfârșitul relației anterioare. Adică mulțumim anului trecut, anul 2020 în speță, vedem ce învățăminte avem de luat de acolo, ce mesaje ne-a ne transmis acel an, cum a fost pentru noi, cum ne-am simțit, cum am vrut să ne simțim și cum vom vrea să ne simțim. însă pentru asta este necesar să facem o analiză nu neapărat foarte lungă, dar eficientă a anului care a trecut și a vieții noastre și a experienței pe care am avut-o în anul respectiv, și să ne punem, așa să zic, pe foaie, și ar fi bine chiar și la propriu, cu ce ne-am ales noi din acel an, ce ne-a plăcut și ce vrem să manifestăm în continuare în anul care urmează, dar și ce mesaje am avut, unde am evoluat unde am crescut, unde poate nu s-au întâmplat lucrurile așa cum ne-am dorit și ce avem de făcut în continuare. Deci ne folosim întâi de, până la urmă, de experiența noastră, de ceea ce s-a întâmplat, Folosim partea mentală pe de-o parte, pe de-altă parte. Nu uităm să ne ducem, să zic așa, și în partea asta de suflet, de inimă, de simțire până la urmă și să calibrăm tot ceea ce gândim cu partea de stare. Că tu poți să spui că ai vrut o mașină și poate chiar ai obținut-o în anul precedent, dar întrebarea este cum te-ai simțit? Ce ai făcut pentru asta? a fost ok cu totul sau de fapt eu știu te-ai înhămat la niște rate și n-ai mai mers nici în concediu și nici n-ai mai mâncat ce ai vrut și nici copiii n-au fost fericiți, dar tu ai mașină. Adică să fim corecți, autentici și până la urmă onești cu viața și cu noi. Asta ar fi foarte pe scurt în partea de analiză și dacă vrei de follow-up al anului trecut. Pe de altă parte, sigur că este necesar și aici, în consultațiile individuale, aceasta este o întrebare importantă. Ce vrei? Ce vrei cu adevărat? E. Pentru vrutul ăsta cu adevărat, ca să zic așa, este nevoie de o autocunoaștere. La autocunoașterea asta te poate ajuta orice element. Unul dintre elemente sunt chiar cărțile de la editura Herald, pentru că acolo, practic, este o experiență condensată a unor oameni, maestri învățați, nu contează cum se numesc ei, și, ca să zic așa, îți oferă partea aceasta de scurtătură sau de calitate informațională condensată. Însă, o carte îți oferă posibilitatea să te uiți și la cuprins. Adică, tu poți să te uiți în viața ta mai mult la capitolul X, Y sau Z. Dar o carte totuși se citește din scoarță în scoarță. Adică nu sărim niciun aspect al vieții. Și la evenimentul Alege să treci cu ușurință și cu bucurianul 2021 pe care am să-l susțin, vom aborda toate sectoarele vieții, și se va face inclusiv un fel de wishboard pe toate cele șase sectoare, că vorbim de bani, că vorbim de sănătate, că vorbim de mediu, că vorbim de distracție, că practic de dezvoltare, toate sectoarele vieții și, nu în ultimul rând, relații, desigur, toate sectoarele vieții este necesar să fie abordate de preferat, ca să zic în clar, pentru că așa suntem obișnuiți, ca la horoscop să zicem, dragoste, iubire, bani. Nu-i doar asta. Nu-i doar asta, că daia o virgulă într-o carte dă cu totul alt sens, poate, întregului capitol și, practic de exemplu, la anul acesta voi pune mai mult accent pe relația pe care o ai cu mediul. Vezi starea din jurul nostru, starea covidiană. Adică, cum te raportezi tu la mediu? Pentru că în momentul în care vrei să pui o intenție, este preferabil să fii tu cât mai curat. Ori atât timp cât vii și în clar, după un an 2020, destul de diferit și de dificil și rămâi, să zic așa, cu o amprentă de dispreț, de greutate și vrei să faci intențiile, nu este un cadru foarte potrivit. Adică haide să mă relaxez, hai până la urmă să iau ce este bun preponderent din anul 2020 și să înțeleg mesajele, nu să rămân să zic, aolo, ce an nenorocit și să rămân cu, cu acea stare de, Vibrație joasă, momentul în care fac in, uh, cererea sau îmi pun intenția, măcar în momentul ăla caută să ajungi la o stare și aici mindfulness și meditația și la mine așa se va și încheia, evenimentul e în premieră când spun asta, se va încheia cu un ritual, cu o meditație uh, care ajută la starea de prezență, de armonizare și de alchimie pe de-o parte cu energia anului, pe de-o parte cu intențiile fiecărui participant. Uh, Ok, am spus că e bine să te cunoști, să cureți și să-ți mesajele potrivite din anul precedent. După care, într-adevăr, este momentul să ne punem mintea la treabă, dar iată, dintr-un spațiu corect, emoțional până la urmă, pentru că implicația psihologică pe care o are. O, un început de an asupra oamenilor este mare. Știm, este o sintamă, cum începi, cum începi anul, așa îți va merge. E, eu să zic că nu e chiar așa cu totul și nu tot anul începe pe 1 ianuarie. Dar într-adevăr, luna, ianuarie și începutul de an are o noimă în modul în care pornești. De-aia fac evenimentul în ianuarie și nu l fac în martie, să spunem. Dar uh, un mesaj important ar fi, și asta o spun din experiența de cabinet, este să nu te crispezi când faci o cerere și când setezi niște intenții. Adică, targetele, obiectivele pe care le ai pentru anul care urmează, ele pot fi, într-o anumită măsură, chiar flexibile. Te adaptezi la mediu. Vezi ce s-a întâmplat anul trecut. Cine a ales să fie rigid a avut foarte mult de suferit. Cine a ales să se adapteze, iată noi cum facem acum, de exemplu, emisiuni online. Păi dacă acum doi ani nu prea făceam. <laughs> și da, avem dreptul să avem preferințe și, și eu prefer de multe ori interacțiunea live. Dar te adaptezi situație și poți să-ți adaptezi targetele. Așa că relaxează-te în momentul în care faci ceea respectivă. Potrivit este să faci chiar și o meditație înainte. Sau orice altă practică care te relaxează pe tine. Tot potrivit este, chiar dacă faci o simplă meditație să îți pui intenția să fii într o stare de prezență, adică sunt relaxat, dar conștient, sunt acolo, sunt aglutinat, sunt eu cu mine și cu universul, să zic, și cer cu putere ceea ce cer sau îmi setez intențiile cu putere și cu încredere că sunt potrivite pentru mine și că se vor întâmpla anul ăsta. Dar am acea stare, mai ales vezi experiența anului 2020, în care nu mă crispe și zic dar dacă nu o să se întâmple o să fiu profund nefericit. Nu, dacă nu se întâmple fix așa, mai setăzi obiective din mers, manifestând aceeași stare de relaxare, de conștiință și de prezență. În uh, part, te rog. Uh, mă gândeam acum apropo de uh, mergând un pic în uh, concret, uh, în partea practică. Uh, foarte multă lume, la sfârșitul, și cu siguranță și eu, și tu, și mulți alții dintre noi am, primit, uh, am trimis mesaje și am primit uh, mesaje cum se face la sfârșitul fiecărui uh, an. Da. Cred că, după experiența. și acum mă gândesc cât de importantă este o experiență colectivă a unui an, pentru că vorbim totuși despre o experiență colectivă la nivel mondial. Și foarte multe mesaje erau legate de sănătate, da? pentru că probabil că, nu probabil, sigur, sănătatea a fost cea mai afectată în anul 2020. Și mulți veneau cu aceste mesaje, cu aceste urări de uh, sănătate și cumva de revenire la un soi de normalitate. Adică la normalitatea, la normalitatea pe, la norma, pe de o parte la normalitatea pe care o știam înainte de, de pandemie, adică când ne referim la normalitate, ne referim la faptul de a comunica live, exact cum spuneai și tu, la îmbrățișări, la să stăm față în față, ochi în ochi, să ne privim și să ne vorbim, lucru care de altfel ne-a lipsit în 2020. Dar, într-adevăr, tehnologia iată ne-a ne ajutat cumva. Și atunci mă gândesc că există și o, pe lângă vibrațiile și pe lângă energiile particulare, fiecare își dorește ceva. Exact de exemplu pe care l-am dat noi la începutul discuției noastre. Cineva s-ar putea să-și dorească să îmbunătățească foarte mult relația de cuplu cu partenerul. Altcineva și-ar dori sau își poate dori să îmbunătățească relația cu părinții sau relația cu proprii copii al cineva da. își dorește o casă. Deci, ele sunt diferite, aceste obiective sau planuri. Dar iată că există și unul oarecum general, colectiv. comun, colectiv, exact, legat de ceva ce nu a afectat o persoană în particular, ci a afectat. Întreaga umanitate Și poate că cei mai mulți dintre noi ne dorim în 2021 Să scăpăm de nebunia aceasta Să scăpăm de, această, de, de acest virus Și să ne reluăm, ca să spun așa, propriile noastre vieți Așa este și clar toată lumea își dorește să fie sănătos Și noi români avem o vorbă Sănătate că e mai bună decât toate și are o noimă pentru că, până la urmă, sănătatea îți oferă posibilitatea și terenul fertil de a străi viața ta așa cum ți-o dorești. Uh... Am, aș spune că e mai mult decât sănătate și într-adevăr toată lumea își dorește asta și ne dorim cu toții și iată un beneficiu al anului trecut. Cumva uite că măcar spre sfârșit de an am ajuns cu toții uniți, măcar într-o dorință. Ne dorim cu toții același lucru, ceea ce este extraordinar de bine. Mai mult de atât, apropo de... Hai să trecem la lucruri concrete pe care Ți le dorești sau poate ar fi potrivit să-ți le dorești pentru anul următor. Da, sănătate și libertate. Pentru că ți-a cam fost luată libertatea și asta este o valoare foarte importantă a omului. Și am văzut anul trecut cum și sunt în continuare persoane care aleg, să zic așa, săriște într-un mod foarte puternic în să propria sănătate doar ca să trăiască anumite momente de bucurie, de satisfacție sau să-și trăiască viața cum și-a trăit-o până în momentul respectiv. Uh, nu judec, nu e bine, nu e rău. Ideea este că arată din punct de vedere, până la urmă, și psihologic, nevoia omului de a se manifesta, de a fi liber. Și atunci poți să spui acolo pe listă, vreau sănătate, vreau libertate, vreau să mă pot exprima în toate formele posibile sau pe care le doresc, fără să fac rău altora. Pentru că și aici este un punct, poate îți dorești anul ăsta să respecti și să fii respectat. Și uh, nu o să găsim, cred că nicio carte de mindfulness, de exemplu, ca cineva să spună și să fie de înaltă vibrație, să eticheteze, să spună că cel care poartă mască e într-un fel și cel care nu poartă mască este într-un alt fel. Adică dorești anul ăsta să fii cumva și echitabil, în primul rând tu cu tine, dar și față de ceilalți, dar poți să-ți dorești, și eu, eu de exemplu pun pe listă chestia asta, ca lumea cumva să-mi respecte alegerile. Îmi doresc foarte tare chestia asta și am primit și eu, că na, mediul acesta public și mai ales online sunt tot felul de opinii și m-a întrebat cineva cum vorbesc eu de lucruri de lumină, chiar a scris că nu prea este în concordanță cu faptul că port, mas că port botnisă. <laughs> eu port botnisă, dacă port, port mască și ideea este că ar fi bine pentru că anul 2021 o să aibă și el o energie nu neapărat foarte lină, chiar dacă va fi un pic mai bine decât anul trecut. Dar puneți ca valori și îți sugerez să spui ca valori integritatea și când pui integritatea este să fii și tu integru, dar să respecti integritatea altora, dar și alții să-ți respecte ție până la urmă forma în care ești. Da? Adică tu, e ca și cum, eu știu, tu ai spune acum, cine poartă microfon cu căști într-un fel, sau cine poartă căști albe într-un fel. Este cum este. E important să ne ducem într-o zonă de sănătate, libertate, dar până la urmă și de respect reciproc. A spune că este foarte util în anul ce urmează să rămânem cumva într-o vibrație de împreună, dar totuși să ne creăm așa o membrană celulară, exact cum sunt celulele în corp. Ele sunt una lângă alta și acționează, dar au fiecare membrana lor. Adică îmi păstrez autenticitatea și opțiunile mele de viață, chiar dacă merg cu tine de mână. Chiar dacă este bine și am avut și eu un interviu înregistrat care va fi difuzat și spunea invitatul meu că E bine anul în 2021 să învățăm să ne ținem de mână, să ne ținem de inimi și să fim recunoscători pentru tot ceea ce a fost și pentru tot ceea ce va fi. Cam asta este o stare de vibrație înaltă și este o stare de respect reciproc până la urmă. Eu zic că se poate și în plan concret, da, Poți să pui și mașina, poți să pui și jobul, poți să pui și salariul, poți să pui și, eu știu, o școală mai bună pentru copii sau ceea ce îți dorești tu, o relație împlinită, dar mi-a plăcut foarte mult cum ai spus tu. Hai să ne uităm și la energia colectivă, că până la urmă trăim în ea, iar în anii aceștia ne influențează foarte mult vrem, nu vrem. Oricât de practicant ai fi, noi nu facem altceva pentru o metație decât cumva să aplicăm mecanisme compensatorii sau un teta healing. La fel, mă conectez în teta și sunt foarte liniștit în starea cerebrală teta, acolo unde mintea este foarte liniștită, asemănătoare cu starea de somn, dar eu nu o să pot să rămân pe tot parcursul zilei în teta. Și atunci e important cum mă raportez, care este nivelul de acceptare al mediului înconjurător, al energiei colective și a înțelege că a fi împreună, da, este superb și este necesar, însă cumva haide să redefinim acest împreună și să acceptăm unicitatea și varietatea fiecăruia. Dragii noștri, am Vorbit astăzi despre rezoluții, despre intenții, despre setarea planurilor, obiectivelor, scopurilor noastre la început de an, pornind de la recomandarea de carte Mindfulness în acțiune, dezvoltare armonioasă cu ajutorul meditației și a prezenței conștiente, deci Ogeam Trumpa, o carte publicată în colecția Mindfulness, pe care vă o recomandăm cu drag. A fost alături de noi Ovidiu Young, life coach, instructor Teta Healing, care îi mulțumim foarte mult pentru sfaturile, iată extrem de utile acum la început de an. Noi Mulțumesc ne dăm mare drag Ovidiu, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minții deschise în cadrul acestei noi campanii. Iată, la început de an, o campanie online desfășurată pe site-ul editurii Herald. Vă mulțumim, să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere!